Temperaturile scăzute de afară și scumpirea gazului se resimte deja în buzunarul giurgiuvenilor, care au primit facturile pentru căldură pe luna ianuarie. Cei mai mulți dintre ei spun că nu își permit să acopere aceste costuri care depășesc veniturile pe care ei le realizează. Deși majoritatea spun că au făcut economie și au deschis doar un calorifer într-o cameră, la primirea facturilor au avut un șoc. Sunt cam scumpe. Cât va veni de plată? Păi eu cam cu calorifer și l-am redus la maximum. Deci numai seara de teatru, 5-6 ore noaptea, am plătit 2 milioane. Iar salariul dumneavoastră este de? Un pensionat cu 7 milioane. Și soția e pensionată cu 5 milioane, bolnavă, operată, are cancer și mai multe. Foarte greu. Foarte greu. Noi nu știm cum să împărțim banii. Alții s-au debranșat de la rețeaua de încălzire centrală și preferă să se încălzească cu surse electrice. Chiar și așa plătesc aproape cât ceilalți, diferența fiind aceea că au căldură în toată casa. La electric. Și cât plătiți pe lună la curent? Păi, oricum plătesc mai puțin decât ei. Mai aer condiționat și ceva electric, un aparat dintre ăsta. Și deci mi-a venit luna asta cu toate, cu frigidere, cu tot, cu aia, 3.300.000. Și aveți căldură în toată casa? În toată casa, da. În cartierul Tineretului, majoritatea celor ce se încălzesc prin sistemul centralizat au deplătit la căldură pe luna ianuarie sume cuprinse între 150 și 700 de lei. Foarte scumpă, e dublă. Dublă și o cameră, să știți că am încălzit, 3 milioane vechi. E piperate, cam încărcată, nu e bine. 4.250.000 am plătit pentru două camere. Mi s-a părut cam mare, dar noroc că a ținut iarna asta cu noi până la ultimele două, trei geruri și zăpadă. Pentru pensionar este mai greu de plătit. De exemplu, pentru un apartament cu două camere, cu o suprafață totală de 42 de metri pătrați, factura este de aproape 500 de lei, iar la trei camere, factura poate ajunge și la 700 sau chiar 900 de lei. Creșterea s-a produs în principal din cauza scumpirii gazelor de la 1 ianuarie, dar și a creșterii consumului de gigacalorii pentru încălzirea apartamentelor în zilele foarte geroase. La Giurgiu, prețul gigacaloriei a fost stabilit la 300 de lei.